Reprezentanții mai multor hoteluri, restaurante, cafenele, dar și oficiali ai Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor au participat joi la Conferința Națională a Industriei Ospitalității. Printre subiectele abordate se numără accesul la fondurile europene de către firmele din Horeca și turism, dar și problema forței de muncă și relația dintre furnizori și operatori în contextul pandemiei. Prezent la eveniment, Ludovic Orban a profitat pentru a le enumera reprezentanților Horeca măsurile luate de guvern pentru a-i sprijini. Ne-am încercat să gândim anumite forme de sprijin, anularea impozitului specific, șomajul tehnic, 41,5% indemnizația pentru reluarea activității, de la 1 septembrie a intrat în funcțiune programul flexibil de muncă, Kurzarbeit, care e prima oară aplicat în România, evident trebuie să urmărim modul în care funcționează. Am adoptat acte normative care să permită autorităților locale să reducă impozitul pe clădire și chiar să până la 50% și chiar să anuleze taxa pe clădire sau taxa de ocupare a domeniului public. Pe de altă parte, este evident că sectorul Horeca este afectat în continuare. Orban a făcut cu această ocazie și un apel către reprezentanții acestei industrii pentru a respecta măsurile de siguranță. În contextul în care România a înregistrat săptămâna aceasta cel mai mare număr de infectări cu SARS-CoV-2. Să căutați să impuneți în hoteluri, restaurante, respectarea regulilor, pentru că evident că avem de-a face cu o creștere a numărului de cazuri, care este determinată de creșterea interacțiunilor sociale ca urmare a multor activități care au fost reluate începând cu data de 1 septembrie și asta e solicitarea mea către dumneavoastră să fiți alături de noi și să încercați să asigurați respectarea regulilor în locațiile pe care le aveți în administrare. Conform ultimelor estimări, peste jumătate dintre restaurante au înregistrat pierderi de minim 80% din cifra de afacere a anului 2019 din cauza pandemiei.